O parte dintre contribuabilii români vor scăpa de datoriile către ANAF fără să le achite chiar de la început de an. Este vorba despre românii care au datorii mai mici de 40 de lei către această instituție. Pe de altă parte, există și o categorie de români ale căror datorii nu vor fi iertate, ci dimpotrivă vor crește considerabil. Este vorba despre persoanele fizice care nu își pot justifica veniturile și care vor plăti un impozit de 70% de la 1 iunie 2024 în loc de 16% cum este în prezent. Astfel, analiștii financiari iar spun că verificarea persoanelor fizice s-ar putea face prin urmărirea tranzacțiilor financiare, achiziții de apartamente, de mașini și de bunuri de lux, pentru depistarea persoanelor cu averi nejustificate.